Discutând cu pacientele de la cabinet, lucrurile parcă par mult mai simple decât apar în materialele scrise. Și atunci stau și mă întreb, oare femeile, pe de o parte, își conștientizează ce se întâmplă cu calitatea vieții lor odată cu menopauza, comunică ce se întâmplă cu corpul lor odată cu menopauza, sau pur și simplu lucrurile sunt mult mai simple decât apar în literatură, să zicem. Ce vreau să zic este că este extrem de important să încercăm pe cât posibil să vedem ce se întâmplă cu corpul nostru și să comunicăm specialiștilor despre asta. Ziceați de pacientele cu care discutați și nu știți dacă ce transmit ele e ca și în studio. Am primit acum și sunt foarte recunoscătoare că am primit printr-o cunoștință un mesaj legat de menopauză și zice așa. Mie mi s-a accentuat nevoia de conectare, validare, apreciere, la un moment dat atât de tare încât aveam impresia că nu sunt eu, că aceste gânduri și aceste trăiri nu țin de mine. Chiar mi-am pus întrebarea, Doamne, ce-i cu mine? Erau niște gânduri care dacă le iei de bune te fac praf. Acum cu sport, rugăciune, conectare cu soțul, efectiv programată, mi-ar plăcea să nu fie programată, zice. Mici atenții, mă simt ancorată, dar am avut un episod cu un puternic sentiment de abandon, surprinzător chiar și pentru mine, pentru că nu știam de unde, ce, cum. Ce-i nasol cu menopauza e că vine pe nepregătite, cel puțin la mine, și într-un timp relativ scurt se întâmplă foarte multe. E mult mai dur decât la adolescență. Toate anxietățile, fricile, neliniștele, m-am trezit așa aproape peste noapte că au escaladat. Wow, cât curaj să conștientizez toate aceste lucruri pe care sunt convinsă că le simt foarte multe femei și este extrem de suportiv să afli că toate lucrurile care te copleșesc pe tine au copleșit și alte femei care trec prin această etapă. În primul rând, aș vrea să validez conectarea controlată. În 2023 este validat din punct de vedere științific că în cuplu trebuie să ne conectăm controlat. Adică programat. Programat, da. Programat, adică trebuie să programăm efectiv și evident că ne folosim de toate situațiile spontane în care se întâmplă lucruri frumoase în cuplu, dar suntem expuși la atât de mult stimul și avem atât de multe sarcini în fiecare zi încât, din păcate, spontaneitatea a avut foarte mult de pierdut. Și atunci trebuie să programăm conexiunea la modul cel mai cinstit și este foarte sănătos să facem asta. Și aduc argument pentru cine vrea să caute mai multe resurse. Sunt soții Gottman, care sunt doi psihoterapeuți foarte buni, care au programe frumos susținute și care ghidează cuplurile să-și rezolve problemele, să-și le identifice și să aibă o activitate de cuplu sănătoasă. Și ei acolo au efectiv programe în fiecare zi. Dau uneori exemplu ăsta la cabinet. Unul din exercițiile pe care le sugerează ei este să ai în cuplu un moment în zi în care te săruți și sărutul să dureze minim 6 secunde. Poate părea amuzant, dar sub 6 secunde nu se mai pune. Poate îl încearcă și ascultătoarele noastre. Auzisem de 8 secunde și chiar l-am postat undeva, pupicul de 8 secunde era numit și eu i-am zis la Marcele imediat cum am aflat de când scoate ceasul. Da, pentru că la un moment dat ești așa de obișnuit sigur, sărutul la pupicul de când pleci, când vii și uiți că, măi, stai, depinde de noi, nu ca și cum, nu se mai întâmplă lucrul ăsta spontan. Foarte fain să ne amintească cineva, un specialist, că tu poți să programezi. Așa este. Uite, trebuie să fie proactiv. Dau acest exemplu, nu mi-aparține. Aparține unui terapeut excepțional pe care l-am întâlnit în formare. Este o doamnă foarte în vârstă, care era de fapt călugăriță și era psihoterapeut și formator și care dădea acest exemplu că nu poți să pui ceapă primăvara și vreo 5 ani să tot culești ceapă de acolo, trebuie să o plivești, să ai grijă de ea și îl dau ori de câte ori. E ideea că nu, orice lucru care crește frumos crește cu un efort și crește proactiv. Dacă ne întoarcem la doamna care m-a umplut de admirație și care mă bucur că ne-a împărtășit experiența ei, m-aș întoarce un pic la nevoia de validare. Nevoia de validare este așa ca un sac cu niște găuri foarte mari, în care, și asta în mod normal și natural, în care tot bagi și cu cât bagi mai multă validare, cu atâta curge prin găuri și găurile se fac și mai mari și nu ne satură niciodată. Deci noi nu ne săturăm niciodată de validare. În primul rând este normal să avem nevoie de ea. Semnalul că s-ar putea să avem o problemă și poate că nevoia noastră de validare depășește posibilitatea de a o primi din exterior în mod sănătos. E bine să-l identificăm, dar ar fi bine să înțelegem că o mare parte din validare trebuie să ne oferim nouă înșine. Și nu trebuie să ne spunem așa într-un mod fals, dimineața ești minunată și o să ai o zi superbă, deci putem să facem și asta. Dar ne oferim validare în momentul în care ne oferim timp cu noi înșine. Și în timpul acesta facem lucruri care ne fac plăcere, nu lucruri pe care trebuie să le facem. Deci, practic, nu trebuie să ne spunem neapărat cuvinte sau să ne facem o listă de calități proprii. Faptul că mie îmi place să tricotez și nu are nimeni nevoie de șosete în casă, dar eu totuși mă trezesc într-o sâmbătă dimineața și în loc să spăl vasele din chiuvetă, mă apuc să tricotez, eu îmi transmit foarte puternic mie că sunt valoroasă. Poate că mai dificil este să identificăm ce ne place real să facem și dacă mergem mai departe, dincolo de nevoia de validare, este important să ne identificăm nevoile reale. Ne-au fost foarte adânc îngropate prin stilul de parenting în care am fost noi crescuți, pentru că atât s-a putut în generația în care am fost crescuți, dar identificarea nevoilor reale și împlinirea lor sănătoasă este una din cheile de a trece peste menopauză cu mult